cu un talent născut de a plezmui întâmplări fabuloase, care însă își trag seva din istoria fanariotă a Bucureștiului, Doina Ruști evadează din nou pentru a crea, cu minuțiozitate caracteristică, un teritoriu imaginar propriu, populat de personaje aproape mitice, dincolo de care teama, dar și pasiunea, se împletesc într-un amalgam de dorințe și înfiorări. O lume în care existența monștrilor, a zânelor sau a spiridușilor este doar intuită, dar și în care un bărbat și o femeie se îndrăgostesc nebunește, pentru a demonstra că acel homeric din titlu este mai mult decât o simplă aluzie la Iliada lui Homer. Titlul nu pornește chiar de la Homer, nu este o carte epopeică, ci de la un fapt banal, de la o întâmplare uzuală, și anume cineva descoperă într-o carte o plantă presată, o plantă miraculoasă, bineînțeles, iar cartea în care găsește această plantă se întâmplă să fie Iliada lui Homer. De aici titlul romanului, pentru că în jurul acestei întâmplări se derulează toate celelalte episoade ale romanului, într-o încercare, de fapt, de a răspunde la întrebarea ce se întâmplă cu toate lucrurile din spatele evenimentului principal. Pentru că întotdeauna există un eveniment pe primul loc și în spatele lui, de fapt, se petrec multe, multe, multe fapte, se petrec multe evenimente care sunt mai importante decât el. Am ales pădurea Cotroceni, care este un loc mitic în istoria românească și mai ales în istoria Valahiei, în ideea aceasta că în spațiile tenebroase, în locurile tainice, se întâmplă de multe ori lucruri care nu au nicio legătură cu imaginația, cu fricile și mai ales cu dorințele oamenilor. Pădurea a suscitat întotdeauna un interes special, însă ea poate fi, în multe situații, doar casa caldă a unui erou. Doina Ruști a scris până acum 10 romane foarte diferite între ele, asemănătoare însă prin forța narațiunii, prin remarcabila bogăție a limbajului și prin montajul narrativ mereu neașteptat. Cu 3 dintre ele a obținut cele mai prestigioase distincții literare din România, luând premiul Academiei Române pentru romanul Lizoanca la 11 ani, după ce primise premiul Asociației Scriitorilor din București cu Zogru și al Uniunii Scriitorilor din România pentru Fantoma din Moară, roman amplu despre comunismul românesc. Bestsellerul Manuscrisul Fanariot a deschis seria ficțiunii istorice, în care se înscrie și Mâța Vinerii. Cărțile sale sunt traduse în 14 limbi, printre care și în chineză, și se bucură de aprecierea publicului și dincolo de granițele țării.